apocalypse. Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Genu, astăzi ne aflăm pe rezerv. O să facem un video în care o să vorbim despre toate cheile de pe rezerv. Cheile pe care le vedeți aici nu sunt toate cele de pe această hartă. Lipsesc 6 chei, 6 chei pe care nu le-am mai luat, dar nu vă preocupați, o să vorbim și despre acele chei, o să vă arăt locațiile, deci o să fie un tur complet a tuturor cheilor de pe această hartă. Haideți să începem, pentru că cred că video o să fie destul de lung. Ne aflăm în acest punct, la această bilă, ca să zic așa, foarte ușor de găsit, de văzut, oriunde ați fi pe hartă, deoarece este cel mai înalt punct și se vede destul de ușor. Și avem aici prima ușă pe care o deschidem. Cheia este aceasta. O să încerc să vă arăt la fiecare ușă pe care o deschidem cheia, ca să puteți să vedeți numele în cazul în care sunteți interesați să cumpărați. Bun, intrăm înăuntru. Ce avem aici? Două posibile spawn-uri de intelligence. Unul aici, unul aici și alte chestii. Safe, arme și avem și aici. Aici înăuntru poate să spawneze pistol gen. Mergem mai departe. O să intrăm înăuntru. O să urcăm pe scări la primul etaj. Iar aici avem cea de-a doua cameră. Cheia este aceasta. La fel și aici avem două spawn-uri pentru intelligence. Unul pe masă, unul pe scaun. Și mai avem câteva sertare aici pe care putem să le lutăm. Iar cea de-a treia cameră pe care o deschidem este aceasta. Aceasta este cheia. Despre camera asta nu știu să vă spun foarte multe chestii, deoarece nu am găsit mare lucru aici, nu am găsit nici măcar informații pe net sau pe wiki despre diferite spawn-uri, spawn-uri particulare sau așa mai departe. Aici poate să spawneze ceva atașamente pentru arme și avem sertarele pe care putem să le mai lutăm. Ok, ne aflăm acum undeva în centrul hărții. Puteți vedeți aici elicopterul. O să intrăm în clădirea Pionul Alb și o să ne îndreptăm către următoarea ușă pe care o vom descuia. Este aceasta. Puteți vedea cheia pe care o folosim este Orb 2. O cameră nu foarte spectaculoasă, ca să zic așa, pentru că nu este niciun spawn gen LEDX sau Intel sau nebunit de genul ăsta, dar foarte bună pentru arme și atașamente pentru arme. Se găsesc foarte multe. E o cameră care este foarte bună la început de wipe sau pentru persoanele care încep de puțin jocul, pentru că au posibilitatea să găsească arme for free, atașamente care pot fi utile și așa mai departe. Ok, urcăm două etaje, 1, 2 și o să deschidem o cameră foarte asemănătoare cu cea de jos, Orb 1. Și aici cam același lucru, spawn pentru arme, atașamente de tot felul, clanțe și așa mai departe. Și cam atâta pentru această clădire. Repet, această clădire este pionul alb. Ieșim acum afară și o să mergem în pionul negru. Iar prima cameră pe care vrem să o vizităm în pionul negru este această cameră, care este o cameră market.
marcată, unde, după cum puteți vedea, se poate găsi cam absolut orice item în joc. Nu chiar toate, dar aproape toate. După cum puteți vedea, avem aici un money case, avem arme. Fiți atenți, de exemplu, pe acest caiet poate să spuneze Bitcoin, obiecte rare, valoroase și aici. Fiți atenți, doar grăbiți-vă, pentru că cu siguranță aceasta este una dintre camerele care o să fie lootate și de ceilalți player. Și dacă tot suntem mai jos, deschidem și această cameră. RBTB. Aceasta este din nou o cameră pentru arme. Pot pune arme aici și tot felul de atașamente pentru arme, atât pe masă cât și pe jos, după cum puteți vedea. Ok. Și acum o să urcăm la etaj. O să mergem în fund și o să deschidem camera Orb 3. Deci în pionul alb am deschis Orb 1 și Orb 2, iar aici avem Orb 3. Camera este asemănătoare cu celelalte camere Orb. Arme, atașamente pentru arme. Cam aceste trei camere sunt cam la fel, vă oferă cam același lucru, dar foarte bune, repet, pentru început de wipe, de exemplu, pentru că găsiți o grămadă de atașamente care se folosesc pentru Gunsmith și pentru cine joacă de puțin jocul știe că la început de joc atașamentele necesare pentru Gunsmith costă foarte, foarte mult. Și mergem mai departe, o să mai urcăm încă un etaj. Iar aici avem o cameră foarte bună, RBOB, foarte bună deoarece sunt două spawnuri de folder with intelligence de Intel, unul pe scaun, iar celălalt poate să fie oriunde pe, în aceste dulapuri, sau poate să fie, după cum vedeți, gold chain și tot felul de nebunii de genul ăsta. Ok. Coborăm. Cam atât și cu zona aceasta. Iar acum vedeți fața avionului. Aici mergem și noi. Acesta ar fi nebunul negru. Și avem aici prima ușă pe care o deschidem, RBAM. O cameră foarte bună, deoarece în toată zona aceasta putem să găsim tot fel de chestii militare, chestii care de obicei costă destul de mult, avem și o geacă pe care putem să o lutăm, diferite bucăți de arme aici pe masă, plus avem și șansa de a găsi un Intel aici pe scaun. Ok, și acum mergem către camera de aici. Vedeți, nu am cheia, nu am cumpărat-o, o să vă arăt de ce. Aceasta este camera probabil cea mai bună de pe rezerv, cu cel mai bun loot și cel mai valoros. O cheie care momentan costă undeva la 350-400 de K. Nu am cumpărat-o deoarece poți să o cumperi să intri pe acea ușă, dar poți la fel de bine să sar pe acest geam și să intri pe geam. Aceasta este ușa. Dar, după cum puteți vedea, puteți să vă țineți cei 350 de K, 400 de K cât costă și să intrați pe geam fără niciun fel de problemă. De ce este o cameră foarte, foarte bună? Deoarece aici poate să spawneze graphic card și Tetris. Am găsit personal două Tetris, două graphic card în același run. Am văzut persoane care au găsit mai mult de atât. Deci este o cameră foarte, foarte valoroasă. După cum ați văzut, e o cameră pe care puteți să o vizitați fără să cheltuiți niciun ban, pentru că se poate intra gratis. Așa că pentru cine joacă rezerv și are posibilitatea să ajungă repede în camera aceasta, să o luteze, cu siguranță o să facă bani frumoși. Mare atenție, pentru că este o cameră foarte campată de alți playeri, mai ales de playerii care stau sus acolo.
Știind că e o cameră atât de bună și o să vină foarte multă lume care o să vrea să o controleze. Din această cameră, în funcție de situație și unde vreți să vă îndreptați, o să puteți să ieșiți atât în această parte, cât și prin spate. Noi o să ieșim pe aici. Dacă o să reușim. Puțin mai greu, dar am reușit. Puteți să ieșiți pe această parte. În momentul în care ați sărit, trebuie să vă plecați și mergeți înainte și o să puteți să ieșiți din această parte. Iar acum ne îndreptăm spre nebunul alb. După cum puteți vedea aici. Spre următoarea cameră. Ok. O să urcăm sus. Și acum deschidem RBSMP. Ok. Aceasta, după cum puteți vedea, este o cameră medicală. Se spune că ar fi o șansă mică de spawn și pentru Ledex aici. Eu nu l-am găsit niciodată, dar am găsit oftalmoscop și tot felul de nebunii medicale, după cum puteți vedea. Ok, iar acum ne îndreptăm spre o cameră foarte similară cu cea pe care tocmai am văzut-o. Nu am apucat să vă arăt, este KSM, aceasta este cheia, RBKSM. Este cheia care deschide această ușă, iar aici înăuntru găsiți tot la fel chestii medicale. Este cam la fel cu camera pe care tocmai am văzut-o în cealaltă parte a holului. Ok, iar acum coborăm și o să ne întoarcem din nou în piața aceea unde era elicopterul. Și o să intrăm în clădirea Regele Alb. Ok, și o să urcăm sus, pe aici. După cum puteți vedea, aici se iasă pe acoperiș. RBRH este această cameră. Nu este o cameră foarte extraordinară, adică aveți o mică șansă de spawn aici pentru arme și câteva atașamente pentru arme aici și aici, după cum puteți vedea, armă. Dar este foarte, foarte bună pentru PvP, deoarece zona de aici, de jos, este o zonă foarte bună pentru pentru spawn-uri militare, tot felul de spawn-uri militare, foarte valoroase, deci o zonă foarte trecută de player, ca să zic așa, și după cum puteți vedea aici, sus fiind, aveți un mare, mare avantaj în fața lor în cazul în care intrați într-un fight. Ok, iar acum o să coborăm pe unde am venit. Da, sau dacă o să mai găsim. Așa. Pe aici am intrat. Noi o să coborăm la subsol. Și o să deschidem RBOP. Este aceasta ușa. Aici din nou avem două spawn-uri pentru intelligence, pentru intel, atât aici, undeva pe însertarele astea, cât și pe scaun. Iar de aici o să mergem la această ușă. Vorbim aici de
RBGN. Foarte mic, foarte puțin, dar ok, destul de scumpă, deoarece aici, înăuntru, poate să spawneze tank battery. O baterie care costă destul de mult, deci ajunge să o găsești odată și practic îți plătești ea. Ok, iar acum o să ne îndreptăm către următoarea market room. Deci, după cum puteți vedea, am ieșit din Regele Alb. Ca să putem intra aici, trebuie să spargem geamul. Deci putem să activăm și curentul. Iar aici avem RBPKPM market. Și aici, în acest market, puteți să găsiți tot felul de obiecte, diferite obiecte, obiecte foarte valoroase. Atenție și în jurul acestui punct, pentru că puteți găsi și alte obiecte de valoare. Este un market cam ca toate celelalte, deci puteți găsiți cam orice fel de minunăție din joc. Ok, așadar am văzut market, cea de-a doua market. Acum ne aflăm lângă Calul Negru, după cum puteți vedea, și o să vedem trei camere în interiorul acestei clădiri. Atenție mare aici, deoarece aici este spawn pentru Gluhar, pentru bossul de pe această hartă. Avem aici prima cameră, care este RBMP12. O cameră foarte bună, deoarece este spawn pentru tank battery, atât aici, cât și în partea aceasta, plus intelligent spawn aici, pe masă, plus alte chestii pe care puteți să le vedeți. Ok, o să urcăm sus. Aici avem cea de-a doua ușă. O ușă de care nu știu să vă spun foarte multe, deoarece nu am găsit niciodată mai nimic aici. Am găsit câteva iteme random, după cum puteți vedea, dar nimic mai mult. Cheia cu care puteți să o deschideți este RBMP11. Aceasta. Dar, repet, nu am găsit niciodată nimic semnificativ în această cameră. Aceasta, în schimb, este o cameră foarte bună. Vorbim de RBMP21. Cameră foarte bună, deoarece, la fel, este un spawn pentru tank battery. Avem și un spawn aici sus pentru Intel. Dar și diferite iteme pentru arme, atașamente și așa mai departe. Aici pe masă la fel. Și pot să vă spun că aici este, cred, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai bune spawn-uri pentru gloanțe, deoarece mai mereu aici am găsit stack-uri de gloanțe foarte bune, 7M31 sau alte gloanțe de genul ăsta. Ok, iar acum o să ieșim de aici. Coborăm. Ieșim din Calul Negru și o să mergem în față spre Calul Alb. Clădirea pe care o vedeți este Calul Alb. Intrăm înăuntru. Iar aici avem prima cameră. RBMP13 este cheia. Iar aici, printre alte iteme random pe care puteți să le găsiți, și sunt și două spawn-uri pentru Intel, unul pe scaun și unul pe masă. Iar acum o să mergem la al doilea etaj. După cum puteți vedea, aici nu putem să ajungem la al doilea etaj pe aici. Chiar dacă încercați să săriți, nu o să reușiți. O să trebuiască să
ieșim pe acoperiș și să coborăm prin această gaură. Mare atenție, deoarece mai este încă o gaură aici. Să nu cumva să cădeți aici, deoarece o să vă rupeți picioarele. Așa că noi coborăm aici. Puteți ajunge aici, nu numai de sus, de pe acoperiș, puteți și de aici să intrați pe ușa aceea, săriți pe jeep și puteți să intrați. Iar aici avem camera noastră, RB-MP22, tank battery spawn aici pe masa aceasta, după cum puteți vedea arme, tot felul de atașamente pentru arme și alte iteme random. O să ieșim acum din această clădire. Și o să ne îndreptăm către o altă cameră cu multiple spawn-uri, destul de rare, dar spawn-uri foarte bune. Mai exact aici avem cheia RBST. Ok. Aici, pe de-a lungul paleților pe care îi vedeți, poate să spawneze tank battery. De asemenea, pe aici puteți să găsiți atașamente pentru arme, tot felul de chestii, grenăzi. Iar aici sus puteți să găsiți și AESA. AESA care în momentul de față cred că costă undeva la 1.500.000, 2 milioane de rubli, ceva de genul ăsta. Ok, am plecat de lângă Calul Alb, unde am fost mai devreme, iar acum suntem în față la Capa, lângă buncăre, și o să coborăm jos. Iar aici o să avem 4 cuști, practic, pe care putem să le deschidem cu 4 chei diferite. Acestea sunt 4 din cele 6 chei despre care vă spuneam mai devreme, pe care nu le am, nu le-am mai luat, deoarece se poate vedea înăuntru. Aici vorbim de prima cheie, care este RB-PSP1. Ne îndreptăm spre următoarea cușcă, care este aceasta. Cheia de care aveți nevoie ca să deschideți ușa este RBPSP2. Iar de partea aceasta avem cușca RBPS81 și în fața ei RBPS82. Bun, aceste 4 chei, v-am spus, nu le am, nu o să le deschid, deoarece nu are rost, puteți vedeți înăuntru, sunt diferite loot crate-uri de genul ăsta, cu mâncare și băutură, cu medicale și iteme random de care aveți nevoie, poate pentru hideout sau așa mai departe. Iar acum o să ne reîntoarcem sus, de unde am intrat, și o să mergem către ultimele două uși pe care le vom deschide, dintre care una market, cea de-a treia market, deoarece pe această hartă sunt 3 market. După cum puteți vedea, aici este bunkerul în care am intrat, am ieșit și ne îndreptăm către ultimele două uși. Repet, pentru cele 4 chei pe care nu le-am jos, v-am spus mai devreme, la începutul videoului, că sunt 4 chei pe care nu le am. A fost întâi cheia care nu este necesară, adică v-am arătat, puteți să intrați pe geam în ușa, în camera respectivă. Sunt cele 4 chei, iar de ultima cheie pe care nu am, o să vă vorbesc de ea la sfârșitul
videoului. Deschidem RBAO. Este o cameră pentru arme și atașamente. După cum puteți vedea, o grămadă de atașamente pentru arme. Destul de ciudat acum că nu este nicio armă spawnată. De obicei, cel puțin un AK, o armă ceva, găsiți aici. Dar totuși, vedeți o grămadă de atașamente. Iar aici în fund avem ultima cameră, ultima cheie. Este vorba de RBVO. Și înăuntru avem market. La fel ca celelalte două market, aici poate spona cam orice obiect din joc. După cum puteți vedea, arme, filtru militar, gold chain, tot felul de chestii de genul ăsta, dar la fel de bine putea să spawneze și money case, de exemplu, cum am văzut în primul market pe care l-am deschis. Ok, iar ultima cheie de care vă spuneam că momentan nu am în colecție este RB-PP. Este o cheie care a fost adăugată cu patch-ul 12.6.7. Nu am, este disponibilă, se găsește pe Flea Market, se găsește în GH și așa mai departe. Nu am, deoarece momentan nu este nicio ușă pe care să poți să o deschizi cu această cheie. Deci este cheia, dar încă nu este o ușă încuiată ca să poată fi deschisă cu cheia respectivă. Cam acesta a fost turul cheilor de pe rezerv. Sper că v-a fost de ajutor. În cazul în care v-a fost de ajutor, lăsați un like, un coment, înscrieți-vă la canal, deoarece vor urma mult mai multe videouri de acest gen. Have fun!